Cu părere de rău, nu s-a prezentat niciun martor al apărării din lista acceptată de către judecători. Trebuie să înțelegem că legea stabilește clar că în cazul în care martorul este citat în mod legal și el nu se prezintă în instanță, el trebuie să anunțe despre imposibilitatea venirii în fața judecătorilor sau să anunțe o altă dată când este disponibil. Cu părere de rău, nu s-a prezentat niciun martor. În astfel de cazuri, legea spune clar că martorul urmează să fie sau poate să fie adus silit sau să primească chiar și o amendă judiciară. Noi considerăm nevenirea martorului în instanță nu doar nerespectarea legii de către martori și lipsa de respect față de instanță, dar și posibilitatea că acești martori au fost intimidați. Pentru că nu putem găsi explicații de ce, dacă legea cere clar ca ei să fie prezenți în instanță, totuși martorii au găsit de cuvință să ignore aceste invitații oficiale și să nu respecte citarea făcută de judecător.